Bună ziua! Bună ziua! Pacea lui Domnul Iisus să fie cu voi și cu noi. A sosit momentul să mergem la Temeșvar. Să mergem la Timișoara, la Moșnița, la cea mai mare hală din vestul țării. Tati, mergem la Carmen? Acum mergem la Carmen. Mergem și la Carmen. Dar deocamdată n-am dat de car. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Unde ești, Carmen? Că te sunăm de ieri. Probabil că te-au mâncat lupul. Că s-a împăcat cu prietenul. Ioi, ce s-a întâmplat aici? Practic. Lumina! Așa. Pe autostradă și cu ajutorul Domnului mergem la Moșnița. Acolo la Moșnița sunt niște hale mari cu mobilă aduse din Germania, Austria, în spațiu german, și noi am mai fost acolo mai mulți ani, acum mai mulți ani, foarte mult. Într-adevăr, n-am luat până acum nimic de acolo, dar mergem să vedem ce găsim și acolo. Vă filmăm și voi ceva foarte interesant. Carosabilul
programare la ora 1, la vulcanizare, eu am luat niște cauciucuri foarte faine, aproape noi, sta ceva bunuț, ca să download filmă foarte bună, coeficient de frânare foarte bun și foarte bune pentru aquaplaning, adică pentru împotriva aquaplaningului. Păi, sunt foarte bine, foarte bine. Dar alea când o să le pun să vezi ce o să bârâie. Acum, știi cum ar fi făcut? Ca și când ar fi fost tractor. Adică să profilul e destul de mare. Am ajuns, aici sunt mai multe hale, asta e hala numărul 4, acolo e hala numărul 6, acolo cred că e altă hală, nu mai știu sigur, acolo aia în spate, n-am mai fost de mulți ani. Și mergem să vedem. Ce faci? Da. Natalia a dormit. Pun un pic pe pauză să vedem ce e aici. E până la 5:30. Așa, am ajuns. Așa birou, da. Trebuie să fie o importanță, așa birou. 7800 de lei. Nu știu. Da. Foarte fain. No. Uitați, 5400. Nu, uită-te, mami, ce fain, cu 5400. A? Ai de unde să alegi aici? Uite, 5600. Da, uite asta de aici. Care? Așa tot. Verde? Pe ce ai dat pe nu știu, nu. N-are nimic. Preț vechi, a fost 9900 și acum e 8900 cam. Cam, tu știi? Cam tu știi? Ai, ai, ai. Calitate. Și-ar fi... Asta nu-i meu, Max. Poți să vorbesc? Da, deci chiar ăsta, te rog. Ăsta ar putea să fie acolo unde e televizorul. Aha. Ăsta ar putea să fie unde e vitrina la televizor. Aproape 2000 de euro. Hai mai departe. Ăsta, da. Da, da. Hai. Hai. Și scaune de birou. Wow, ce faine sunt. 2500 de lei. Nu sunt așa scumpe. Uite ce fainuță e asta de aici. Uită-te, mami, ce fain e asta. Cu scaunele astea. E set. O să mă place. Uai, ce mami, de serios aici n-ai mai plecat. Așa confortabilă îi. Îi place la mami ce vede. Atâta m-am chinuit să o lămuresc să venim aici. Wow, ce frumusețe. Birou. Uite-te ce fain. Pune mâna, pune mâna să vezi ce. Wow, super, finisaj foarte fin. Asta mi-l place. 7390. Mami, asta e. Angie, ăsta s-ar potrivi la noi. Da, la sărute. Tot l-ar face Pepi praf. Praf. Hai. Unde te grăbiști? Aș vrea să vadă tot odată. Asta-i 3100. Uite, ăsta ar fi la tine. În supragenie.
Angi, tu te pune pe Natalia în mașină. Nu. Atunci nu mai fluiera pe aici, că vine poliția. Nu. 14.700 este scump. E fain, e mare, e scump. Asta se vede așa de inconfortabil. Mie îmi place asta, mami, 3100. Care? Asta. Foarte pretențioasă, mama mea. 8400 asta. Sunt și dulapuri aici. Și ne trebuie un bec. Asta la Sami ar place. 6.990. Mamă, ce fain și asta. Și asta e foarte practic, mă gândesc că e cu... E reglabil, da. Trebuie să aibă mai multe poziții. Ok. Aha. Și aici în spate nu, numai la cap. Iuhe! Natalia! Hai să vezi ce confortabil e scaunul ăsta. Vine aici. S-a pus? Nu e așa confortabil. Ce asta îmi place? Că cam scumpuț. Dar e fain așa că te felat. Foarte fain. Este mare. Dar ieftin. 3.990. Ce fain e asta. Drăguț. Bună ziua. Bună ziua. Uite, așa e ce zi, domnule. Și asta e fain. 4100. Ăla. Păi să nu murdărești un pic, ai grijă. Mami, uite-te ce fain e asta. Care? Nu, asta de aici. Nu-ți place. Ok. Mai sunt încă 3 hale. Da. De aici cu canapele și colțare. Ce fain e asta, Angie. Da, asta. La noi. Cam scumpuț. Uite ce fain e și asta. Asta e super, îmi place asta. Vă rugăm să nu vă așezați fără coldul pe sunal vid. Deja eu m-am așezat. Vine, nu pe ăla. Mami, ăsta chiar serios îmi place. Care? Ăsta. Îți place? Da. Ai obosit? Stai să-ți fac acolo o poză. E frumos, dar nu-mi place culoarea.
Asta da. Să întrebăm dacă... Cât mai poți să-ți lase? Nu treabă, să vezi. Ui. Hai că pun un pic pe pauză. Salam, domnul. Acolo? Să mergem. Aici. Acolo? Nu, îți place? Unde te-am adus, doamna? Da. Ai crezut că te aduc la jucării Lego? Și mai este încă două hale. Acolo nu știu ce-o fi. Acolo nu cred că e hală cu mobilă. Sami, asta este pentru tine. Stai să fac niște poze. Pentru Sami? Da. Da, Sami îi place așa ceva. Auzi, Natalia, asta vreau pentru mine. Versace. Asta e spaturi. La Natalia place asta? Ce tare. Deci ăsta e dormitor. Mama, Angie, cât e ăsta? Sunt fain aici, așa e? Ăsta mobil fain. Madrațul e cam mic. Pentru două persoane, ok. Uite, arată patul ăla, Sami. Chiar ăla, Sami, aici ce am găsit. Cred că vine și el de aici. Ha, Sami, ăsta e pe placul tău. Lui îi place baroc. Îi fac niște poze. 6.000 de lei. Și salteaua e 1.200. Uite acolo, wow! Ăla îți place și ție, așa-i? Ăla pe alb, da. Dai și amar. Îți place din astea. Uite, Natalia! Titit! Nu-i n-a văzut. Wow, dar ce fel ce? Ce? 11 milioane? Natalia! 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 Hai să vezi, hai repede! Ăsta-i pat, iubita. Ăsta-i pat, mașină. Mașină. Uite și Ferrari. Ăsta-i Ferrari. Care vrei? Ăsta. Nu vrei la cu prințese? Nu, grație. Ok. Uite, mai este aici. Două paturi vrei? Și unde, doamne, tati? Și la mea! Nu, tati, nu alu, tati! Uite, se deschide și ușa, Natalia. Opa, opa, așa se ridică. Așa, da. Nimica nu știi. Da, la cât timp se schimbă uleiul? Da, foarte fain. Tot felul de modele, mai trebuie să ne place în prima oară, vedeți. Da, o să mergem peste tot. Peste tot, dacă tot am venit. Numai maica mea e foarte pretențioasă, că ei trebuie și eu n-am nimic de spus. Disponibil în stoc și pe alte culori. Da, da, asta nu e așa faină, Angie.
Ce fin îi! Ange, ai grijă! Ce fin îi! Îmi place materialul, da. E fain. Dacă se pune mila aici, nu se mai observă cum e albă. Să știi! E fain ăsta. Îmi place. Și care și ăsta? Sau ai grijă, Natalia? Nu mai fugi atâta. Ce asta? Nu te întreabă, nu știu. Și ăsta e drăguț. Ce fain e ăsta, așa mare, ia cât e. Nu te reacție, un albastru. Albastru? Hai să-ți fac poză. Ok. Sunt mai faini decât la meu, Max Angie. Asta! Ăsta albastru? Ai cu pantofii, Natalia! Să nu te uși cu pantofii, mami. Ai grijă. 10.000 de lei. E frig aici, dar mă ia căldurile. S-a 2000 de euro era. Și asta e fain, hei, ce fain e. Asta cred că e confortabil, Angie. Ce să văd. Să ai grijă cu pantofii, ok? Și asta îți place? Tare, nu. Nu stă! Asta nu mi-e place. Nu sta! Aaa, deci tu ai nevoie. Nu stai. Mami? Da. Și asta e frumos. Da, sfixe. Nu se face fapt. Cumva ceva. Cumva ceva? Da. Ăla de acolo? Da. Și mie îmi place. Auci. Asta cred că se văd 6.000. Dar mai fain a fost ăla alb. De la Memax cu 6.000. Asta cred că se desface. Ia mâna să văd dacă se desface sau nu. Canapea romană, nu spui. Poate să stie iubita, nu-i problemă. Cam tare. Hai stai pe ea să vezi. Păi de ce l-a tare de la spate? Confortabil, mamă. Și se desface de la ce parte? Nu știu, că nu scrie. E tare. E tare? E tare, că n-ai pampers. Nu-ți place? Nu cred. Mai fain a fost ăla alb de la Memax ca și ăsta.
Moma. Unde am fost la grădiște acolo, la Memax? Mai fain, da. Ăla e mai fain, da. Vrei sară pe poză? Da, e mai fain. Mai fain, e aceeași preț. Și nu-i bai dacă e pe alb. Ok, se murdărește. Da. Am băiatul ăla, știi, care vine și îl curăță cu da, dar eu pot abur. Să pun pătură, dar nu-l las așa. Da, și așa. Dar ar fi păcat, că el e frumos să-l acoperi cu pătură. Hai mai... să mergem drept acolo și îl cumpărăm pe ăla de la mama. Mai este două hale. Da, de tot așa o fi. Păi hai să vezi acum, dacă suntem aici. Drăguț. Nu prea-mi place. Știi ce-a spus fata ta? Că nu-i place ăla de prințesă. Nu, nu, astea cu mașini îi place. Cu mașină. Păi dar stai cu doar băieți. Nu, ea mea. Natalia, când facem la bunica cameră, facem după aia ție cameră. Și îți luăm de aici, ok? La asta. De atunci adorm fără mami. Ok. Avea mami. Mami nu mai încape. Ai văzut dormitoarele alea faine? Am văzut. Cum mi-ar place la Sami. Hai că sunt să vadă. Aici mai este o hală cu mese, scaune, dormitoare, comode. Asta e ultima hală. Dar la intrare de noi am trecut pe lângă ea. Aici fain. Ah, ce cald! Ce fain e aici! Ce fain e asta, Angie, e super! E foarte scump, 1690. Wow! No, știi ce, dacă nu luăm nimic, luăm unul din ăsta pentru când luăm pantofii în picioare, știi? Da, lasă că bate două scânduri și nu o fi 1400. Cum să fie 1400? Atât ai. Da? Aici, wow! Și ce fain e, adică nu e Grecia. Asta se învârte? Da. Ha? Da, la noi în bucătărie nu s-ar potrivi asta. Doamne feri! În Star Wars s-ar potrivi. Care? În filmul ăla, Star Wars. Uite aia de acolo. Care? Aia cu gri. Aia? Da, cu scaune. Ah. Nu-mi place. Asta ține pe soptul. Care? Da, e stabil. Asta dacă te pui în el nu mai ieși. De grabă. Cel puțin tati. Angie! În asta dacă se pune tati, nu mai iasă. Trebuie să ducem în macara. Foarte adânc. Asta nu se potrivește la noi. Și nu, nu se potrivește ca și ca și loc nu se potrivește. Dar, e un dar. Fiindcă ăsta vine câtă baie. Hai aici, hai aici. Da, eu știu. Și ăsta e colțul. Colțul care vine la geam. Da. Așa. Și atunci mai poate porni. Da. Și aici e intrarea la baie, unde e corpul ăsta. Da. Dar asta e intră. Intră, crede-mă. Intră, doamne. Nu-ți intră. Asta e intră. Numai că ce facem cu partea asta? Unde o punem? Pe partea cealaltă? Oricum, e mai faină ăla de la Memax decât ăsta. Nu că asta se potrivește. Cât e asta, dar ce uite? 7.000 de lei. Nu mi-l place. Și nici nu se potrivește. Ba da, că are colțul ăsta. Are colțul ăsta, nu i-am mai avut așa. Îl prefer pe ăsta decât ăla alt. Angie, judecă un pic. Ce?
fiindcă are colțul ăsta care vine acolo în colț, așa băgat, și de acolo de la colț vine ăsta la, și vine. Da, da, și cu ăsta ce faci? Da, ăsta aici de baie. Dar nu mai ai intrare la baie, nu mai ai. Nu, blochezi ușa. Blochezi ușa. Aici așa e exact unde e intrarea la baie. Îl măsori și să vedem. Da, eu știu cât e acolo locul. Eu știu. Păi nu pot să o pun la baie, trebuie să pun, să o rup, să o iei de acolo și să o pun altcineva, nu se potrivește. Nu se arate nici cum. Cu 3.000. 3 locuri. Opa. Scuzați. Ok. Natalia. Find la posta. Poate să fie Hugo Boss. Auzi? Da. Asta se face pa. Da. Deci asta îl bagi înapoi. Da. Și așa se vede. Îl du-te întreabă pe doamna. Am găsit. Natalia a găsit baia. Și ăsta îl place la Sami. Dar ce urlă așa? Aici sunt mese. Ah, uite, mai sunt câteva canapele. 3 bucăți. Și asta e foarte faină, unde se potrivește, asta e super. Cu 7.000 de lei, e super. Îmi place mult asta. Mai este și în spate. Asta e fain într-o terasă. Într-o terasă asta e minunat. Așa e? Da. Asta e chiar super. Așa că e fain. Super. Așa banca avea Elizabeth la intrare, ca să te încalți, uite ca asta. Și cât e? 10 milioane. Chiar? Da, 990. Exact așa au fost. Dar asta nu e masiv. Ba. Păi n-ai cum a făcut. Da, ce facem? Pe Max? Da. Ok. Sunt lucruri foarte faine aici. Mi-a plăcut mult ce am văzut. Și mie m-a plăcea o masă cu scaune de aici. Barem scaune dacă m-aș lua la masa care e la bucătărie la noi.
A. Patru scaune? Îi întreabă dacă are numai scaune. Are. Cum să nu? Astea și faine. Ușoare. Ia pune-te pe. E foarte fain. Vezi să te ține. Da? Da. 200 de lei. De acolo am 6 scaune, 1200. Dar sunt faine și ușoare. Da, sunt faine. Sunt ok. Dar nu sunt așa comode, să știi. A, oh, de ce? Nu, nu. A, ah, uite-te, ăsta ți-ar fi ție comod. Hai să vezi. Ăla, da. Știi cât e? Opa. 200 de euro. Da. 150. 700, 150 de euro, da. Dar să știi că nu-i chiar. Nu? La 150 de euro nu-i comod. Pune-te să vezi. Oh. Deci nu-i. Bă, la mi-e frică să te pui. De ce? Nu știu. Mă, lasă-te, mă, că mai pici. Nu. Tu nu vezi că stă în aer? Asta nu are susținere la spate. Asta e fain. Ca un scaun normal. Wow, asta da. Care? Ăla verde? Da. $390. Wow, ok. E foarte fain. Nu-i fain? Da, 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 da. Să știi. Vezi? Ce știi, să știi că asta e confortabil. Angie, hai să vezi ce fain, confortabil e scaunul ăsta. Mă, nu prea-mi place culoarea verde. Mai fain era la verde. Te crezi că te-ai... Da. Stai acolo jos. Da, și returile. Asta, ha? Pe ăla pe care stai. Asta se face mai mare, cauza asta e așa. Îmi place masa, mama. Ne-am uitat și în spate. Bine, iubita mea, bine. Nu stai să fac o poză. Te uiți aici. Ok. 5.490. 1.100 de euro. Mami, și asta e frumoasă. Să știi. Dar știu că ție nu ți-o place, care despărțitura asta. E fain, hei. E faină. Ha? Nu ți-o place? Hai stai pe asta. De ce? Care are arcuri? Hai să vezi. Are arcuri, da. Nu, ce știu eu. Un pic pe pauză. Da, într-adevăr e foarte frumos, dar nu am luat nimic. M-am eu rămas cu ideea să iei ăla de la Memax. Mergem acum, mami, îi grăbită. Ca și când am fost la, după găini, la pâncota, Carmen, vezi, o luat în față. A fost frumos, cam tot ce am văzut aici a fost frumos, dar ba nu s-a potrivit cu locul, ba,
frățu. Dar ăla ce l-a văzut mami e, e frumos, e frumos și se potrivește acolo. Mami, deci mergem acum acasă? Da. Am vrut să mergem la Carmen, că suntem totuși în Timișoara, dar nu știu ce se întâmplă, cred că e ocupată, nu știu ce face, că nu răspunde la telefon. Sunat-o și ieri și astăzi. Sper că tot e ok. Suntem înapoi la Arad. În aceea zi am fost la Timișoara, am venit înapoi și acum suntem la Mema X, Memax. Vrea să le arunc și eu, uite acolo. Uite acolo. Uite asta, uite cu capul lor. No, am venit înapoi la Memax. Hai să mai ne uităm o dată. Mai am 10%. Ăsta vrea să-l iei, mami. Dar e fain, oricum. Ăsta s-a murdărit și... Da. Am fost și la Timișoara, acum am venit. Bună, în Timișoara. Bună. Am găsit, am găsit, am găsit. Nu-i locul, fiindcă eu îmi trebuie și mic. Nu-i locul sau au fost mai scumpe? Da. Și am găsit acolo, n-am cuvinte. Nu, nu, nu. Stai să vedem ceva. Am ajuns înapoi în Arad, am cumpărat canapeaua. Mulțumim la Dumnezeu pentru toate. Nu cumpărăm canapele în fiecare zi, dar n-am mai cumpărat de vreo 30 de ani. Nu mai știu de câți ani. Acolo în partea aia. În partea aia. De vreo 30 de ani pe puțin. Aici în partea mea am cumpărat, dar acolo gândește-te că canapeaua aia o ai de la casa aia lui Anca, care a fost. Înțelegi? Noi n-am mai făcut de acolo canapea mai bine de 30 de ani. Dormitorii l-am luat când mergi tu la Anca. În Germania, când avea vreo 16 ani, 17. Dormitorul, da. Dar acolo, în camera aia, nu s-a mai făcut de, mic, de mult, nu s-a mai cumpărat mobilă. Nu, în fine, am cumpărat acum, mulțumim la Dumnezeu. Și o să mai trebuiască să mai luăm și un dormitor în partea aia și să facem frumos. Eu am ceva de completat. Ne trebuie cameră pentru Natalia. Asta e marea treabă. Și să facem la mami să aibă frumos în partea aia. Nu numai la mami, și la tati, bineînțeles. Eu am ceva de completat. Dragi români, mă adresez dumneavoastră. Nu multă lume, să știți că nu multă lume postește să nu mânce cărnetul. Cum să spun? Anna. Ou. Ce mânce de pot? Da. Fiindcă eu văd după vizionări. Ieri am făcut mazăre cu conopidă pane. Și nu am vizionări, am vizionări la răcituri. Deci iată că nu lume multă servește mâncare de post. Nu lume multă, să știți. Poate cei care sunt mai în vârstă, dar tineretul tot la carne îi. Și că alții poate, chiar mi-au tras atenția. Cum să vin mai în casă? Se vede, se vede. Să vorbesc mai încet. În comentariu zis la voi, nu postiți. Mi-au lăsat un comentariu. Nu lume multă postește, să știți. Ca dovadă că eu am vizionări mai puține. Puteți să vă uitați. Sunt mai puține la vegan. Mami, ăsta e alt subiect. Da, e alt. De dezbătut. Noi suntem și cu alt post, postul biblic. Eu aș putea să fac și mâncare din asta vegan. Chiar îmi place să fac.
dar n-am vizionat. Și atunci încerc să fie bine. Așa că noi astăzi n-am făcut mâncare, numai ce-a fost de ieri postat. Ieri am făcut și răcituri, am făcut și mazăre uscată. Foarte bune răcituri, foarte, foarte bune. Nu știu că tu sunți. Da. Foarte bune. Și astăzi ne-am plimbat. Dacă nu mai filmează Daci, noi vă dorim o seară binecuvântată. Domnul să fie cu voi, să vă poartă de grijă și vouă și nouă. Pace, la revedere!